Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din Brasla Haiducilor, oameni buni, episodul 43 și practic ar fi 44 pentru că eu am avut și episodul 00. Dacă mai țineți minte, o să am și în următorul sezon, promit eu, ca să induc lumea în eroare ca ultima dată. Bun, oameni buni, am aici foarte, foarte multe diamante. Poate vă întrebați de ce, centrul portalului. Vă întrebați de ce am multe diamante? Ei bine, v-aș spune. De ce nu s-a auzit sunetul de portal? Habar n-am, foarte ciudat. Dar vreau mai întâi de toate. Vă zic, imediat vă dau o secvență de aia șmecheră. Astăzi avem câteva chestii de îndeplinit. Să sperăm că o să le îndeplinim pe toate. Voiam să las niște ink sack-uri, da. Înainte de toate voiam să las niște ink sack-uri, că mă plimbam pe aici. Dar hai totuși să vă explic. Ia să vedem câte mai avem. Oh, am mai primit două ink sack-uri. That's nice. Două diamante, doamne iartă-mă. Bun, ar trebui să mai strângem. Acum avem 64 fix plus un diamant. Goldul ăsta e de la clopotul lui Sky. Dacă n-ați văzut episodul anterior, vă rog să vă uitați și la episodul anterior. Aș aprecia mult. Bun, acum hai să vă arăt de ce am atâtea diamante. Băi, oameni buni, mă gândeam să vin aici să iau și eu un tort din orașul Băscăuți, făcut de nenea Blushman. Ia să mâncăm puțin. Nu mi-e foame. Domnul! Nu fura. Oricum, nu mi-era foame, dar cred că îți furam. Era ceva... poison pe aici? Trebuia să zic și eu ceva. Ok. Ce vânt te duce prin sătucul, orașelul, chestia asta? Păi, Blushman, ce să zic, trebuie să ți-o spun direct. E cam gol orașul ăsta, nu crezi? Da, cam dau seama așa. E cam gol, da. Și mă gândeam așa, dacă vrei un ajutor, ceva, să construiesc și eu ceva. Nu m-aș supăra. Chiar... Chiar ar prinde bine o mână de ajutor. Ar prinde, da. Deci ai și brutărie, ai și moară de vânt, văd că... Primărie, am și biserică, până la urmă avea nevoie și de o biserică, nu trebuie să fim oameni credincioși. Așa, și ziceai tu, ceva de un teatru, nu? Sună foarte bine un teatru. Avem nevoie, până la urmă, viitorii noștri locuitori vor trebui să se distreze undeva, nu? Exact, trebuie să... Așa. E niște entertainment. Bun, exact. Și zici tu că ar merge oriunde o scenă de teatru, nu? Sau mă rog. Oriunde, că de acolo... Aproape oriunde. De acolo se mai continuă cu case, cu chestii. Da, și o cazarmă, zice. Bă, poate la cazarmă lucrăm împreună sau vedem noi. Eu am mai rămas așa fără proiecte, știi? Mai rămas fără proiecte și am zis să mai vin și eu să mai ajut pe un haiduc. Că e frumos, nu? E foarte frumos. A, da, grajdul l-ai făcut. Da, da, ăsta e cu căluț. Aș vrea un graj cu animale pentru biserică, știi că na, biserica deține monopolul cu ciobani, cu chestii, cu multe oi. Cu... Am înțeles și trebuie două armuri de diamant acum, nu? Asta era așa. Da, una o să fac rost, da, de una. Una de diamond și una de iron, dar nu știu de unde să le iau. Aia trebuie să te duci la explorat. Dacă ai tu de vânzare, eu nu... Băi, nu am, ți-am zis, am căutat, nu am, din păcate. Asta este. Bun, deci o să încerc și eu să mă gândesc la ceva și într-o zi o să apară așa un teatru, poc! Dar, totuși, o mică plată acolo la nenea Colpirii, dai tu ceva. Ei, nu acum, trebuie să vezi rezultatul și... N-am văzut nimic, să mai știu mită. deja suntem plătiți, înseamnă că trebuie să facem ceva foarte, foarte imens. Nici chiar foarte imens. Adică 63 de diamante, adică, you know, it's something. Nici chiar exact extrem de mult, dar tot o să fie ceva acolo. O scenă drăguță să fie. Poate poți să faci chiar... Zi. Cum erau pe vremuri, cum era la Coloseum, cum e într-un amfiteatru și așa pe scări frumos și cu steaua de teatru jos. Mm-hmm. În aer liber mă gândesc că în aer liber ar fi mai ca lumea, teatrul ăla, știi? Interesant. Dar tot așa, știi, să fie o tribună. Mm-hmm. Da, bineînțeles, trebuie să fie și o tribună.
Da, e, păi bine atunci, mulțumesc pentru bani și da, la revedere, eu nu-ți mai construiesc nimic, am glumit, pa! Bă, era bani! Mamă, ce insule are nenea Blue aici, oh my god! Asta nu a terminat-o, ar trebui să o termine, că deja s-a pus pre-release-ul 2 din 1.14, deci ne apropiem încetul cu încetul de sfârșitul seriei acesteia. Bun! Ei bine, oameni buni, după cum ați văzut, am fost plătit cu bani gheață foarte, foarte mulți. Au avut norocul, au avut încrederea, de fapt, în mine să-mi dea toți banii așa în mână și au crezut că o să-i fac ceva. Normal că o să-i facem ceva. Bun, eu mă gândeam așa, oameni buni, dacă vreți să înțelegeți mai bine, o să trebuiască să căutați pe Google niște chestii. Adică, eu vreau să fac un teatru. Dar stilul ăla de teatru care îi outside, gen afară, știi? Aici o să fie scena unde vedeți cercul acesta și în jurul... Stai, am niște cobblestone, bine, am. Așa. De aici, bine, puțin mai în spate, cred că, și mergem ceva de genul acesta, facem un semicerc. Aha, aici va fi tribuna unde stau oamenii. Iar în spate vor fi mici propuri, adică un zid care o să fie practic de carton, dar noi o să-l facem din lemn sau ce o fi acolo, care să reprezinte o căsuță. O să avem pe lângă, o să avem niște copăcei, mă gândesc eu, și în tribune mă gândesc să facem o tribună de aia simpluță, nu foarte complicată. Dar oricum, ideea îi aici și mi se pare destul de calumea. O să încercăm să-l facem cât de bine se poate, acest teatru, outside, outdoor. Deci căutați pe internet și o să vedeți acolo niște poze interesante și ceva de genul o să vreau să recreez și eu în Minecraft. Acum, nu știu cât de bine o să-mi iasă. O zis nenea Blue mi-a arătat de unde pot să iau itemele, adică gen... O să iau iteme de la el ca să construiesc chestia asta. O să facem și chestia asta, bineînțeles, că nu știu dacă am destul lemn și am nevoie de lemn. Niciodată n-am avut lemn sezonul ăsta. E bine. Și ia să vedem dacă are destul lemn. Cred că o să folosim în primul rând niște sprus. Sprus parcă avea, mi-a arătat el ceva acolo. Ia să vedem. Sprus. Da, are sprus. Bun, păi hai să luăm, lăsăm una aici. Luăm două stacuri de sprus momentan. Să ne jucăm cu ele. Puteți să ne luăm oak, oare? Să avem nevoie și de oak. O zi să păstrăm aceleași culori, știi? E bine, hai să luăm și un stack de oak, ca să avem acolo. O să încercăm să-i păstrăm toate culorile. Cred că stone mai are nevoie, dar momentan ajunge niște lemn. Oricum, platforma aia unde stau actorii va trebui să fie puțin mai ridicată față de cum e acum, cred. Bun, mă rog, hai că mă apuc de treabă. Și după revenim cu mici update-uri să vedem ce ne iese acolo, ce teatru ne iese, domnule. Bă, știți ce trebuia să-i cerem lui Blushman? Acum mi-am amintit. Bă, o carte de mending în loc de atâtea diamante, o carte de mending îmi trebuia, da? Sincer să vă spun, nici nu știu dacă are, așa că... Nu știu. O să-l mai chemăm și o să-l întrebăm. Bă, îți place? Bine, dacă îți place, dă și tu o carte de mending și îți dau 3 diamante înapoi. Eu zic că e ok și așa, nu? Da, din câte mi-amintesc, Sky cerea câte 3 diamante pentru o carte cu enchant. Chiar dacă era mending, așa că da, ăsta e prețul unei cărți de mending, cu siguranță. Bun, acum aproape am reușit să terminăm platforma asta. V-am zis că o ridicăm puțin. Acum nu știu cum o să facem exact o clădire în spate. V-am zis, clădirea o să fie ceva de genul acesta, oameni buni. Un prop de genul acesta și pe aici o să fie o ușă, știi? Și cam asta este ideea, că clădirea o să fie un zid. Bun, și după cum vedeți aici, am pus niște andesite. Pur și simplu că mi se părea prea drept, prea iurea. Nu avea nicio culoare diferită, era prea maro și nu mai voiam să se întâmple chestia asta. Și pe lângă, pe părți, am ridicat așa cu scări. O scară normală, o scară cu sus în jos și pe colțuri am pus andesite ca un fel de susținere mai puternică, cred. Și eu zic că arată tuții, tuții, tuții. Bun, și mai trebuie să punem pe margini chestia asta, zic eu, și arată din nou, adaugă ceva detalii. Mi se pare frumușel și așa. Și acum
Da, trebuie să terminăm chestia asta și după să încercăm să facem tribuna, nu? Doamne ajută să prindă videoclipul ăsta foarte, foarte multe like-uri și multe vizionări. Doamne ajută! Ok, bun, suntem la biserica lui Blue, ne-am rugat puțin aici, foarte frumos. Are un clopot la fel ca al meu, din câte am văzut, super. La fel ca al meu pe care l-am făcut la Sky. Dar văd aici două morminte, unul al lui Ganicus și unul al lui Rodby. Ok, am înțeles. Dar totuși, cine este aici, în acest sarcofag? Foarte bună întrebare. Cine este următorul pe listă? Vai de viața mea. Așa, ce am făcut ultima dată? Nu, ce am mai făcut? Simplu și ușor. Am făcut semicercul ăla unde va fi tribuna și tribuna cred că o voi face din stone brick-uri. Cred că așa ar arăta destul de bine și nu vreau să o fac foarte, foarte înaltă, dar măcar să aibă 3 locuri, cred, că ar fi destul de interesant. Ceva de genul arată tribuna, semicercul de la tribună și o facem și revenim după. Oameni buni, aproape am terminat și cu tribuna, mai trebuie să facem câteva detalii, dar ceva de genul va arăta. Pe unde este stăunul, acolo mă gândesc eu că ar sta oamenii, dar acum dacă vreți să o luați invers, poate să stea și pe lemnul ăla. Acum, Blushman, dacă tu vrei să schimbi un lemn, adică dacă vrei să schimbi lemnul ăsta, alea, feel free. Adică n-ai nicio treabă, poți să le schimbi, nu mă supăr. Dacă nu-ți plac, poți să le schimbi. Mie așa prefer eu să le pun. Și da, practic ar fi 3 locuri. Dacă eu mi-am imaginat că ar sta pe astea de piatră și asta e gen pe unde merge ca să ajungă la locul lui, știi? Ceva de genul ăsta. Bun, și ar fi una aici și se vede destul de bine scena, zic eu. A doilea se vede și mai bine și la treilea, oh my god. Bun, și le-am pus niște stâlpi de susținere și mă gândesc pe aici, pe jos, să punem niște trapdoor-uri sau iarăși niște scări, cred că ar arăta. Ok, ia să vedem dacă scara asta încape așa. Oh, da. Bun, hey, și scara asta se poate schimba să fie de altceva, în loc de sprusul ăsta să fie altceva. Dar acum, I don't know, mie îmi place cu sprus, arată bine. Dacă Blue Blushman vrea altceva, poate să facă liniștit, am mai zis și mai zic în continuare, puteți să ziceți și voi dacă ceva de genul ăsta. Bun, și acolo cred că pot să modific eu. Terminăm și chestia asta și după cred că ne apucăm încetul cu încetul să facem un mic perete. După cum vedeți, m-am instalat foarte bine aici, mi-am pus un cap de scuipir, of course, și ar fi ca lumea să facem prin spate niște copăcei, să lăsăm aici un perete și așa, și mai punem niște armor standing-uri și cam atâta putem să facem pe ăsta, cum se cheamă, am uitat, zi puțin, colpir, zi, amintește-ți, te rog eu, pe what the hell, what the fuck, ce am făcut, ce s-a întâmplat, ce, ați văzut? What? Bun, pe, foarte ciudat, pe Hermitcraft este un data pack cu nebuniile astea de, da, nu-mi place cum arată de fapt, cu armor standing-urile și poți să le miști tu cum vrei și cred că ar arăta superb dacă l-am avea și noi aici, că aș fi putut să fac, să mișc armor standing-urile și puteam să facem o scenă de teatru chiar super, super faină, dar din păcate nu avem acel data pack, poate o să-l avem în sezonul următor, că schimbă multe chestii și putem să facem multe chestii interesante. Bun, gata. În concluzie, o să punem niște armor standing-uri puse așa de îmbățul și vedem dacă mai avem niște capete să punem oarecum niște oameni care se uită la chestiuța asta. În rest, nu o să avem cortină pentru că este în afara... în afară, este afară la aer și unde ar merge ei, practic ar fi pe aici, gen, să se schimbe, știi, că nu se vede. Și cam aici ar fi unde se schimbă sau putem să facem și mai jos, să aibă o subscenă unde se îmbracă și toate alea ca să vină înapoi. Facem niște scări ca să urce pe aici pe sus și v-am zis, pe aici punem niște copăcei și cred că gata, am terminat și chestiuța asta. Dar da, o să-mi trebuiască acum să mai iau niște sprus de la nenea Blue, nene albăstrel. Aoleu, voiam să schimb astea cu oak și da, arată bine și cu oak, nu zic că nu, dar o mică problemă.
Am dat când am ajuns la a doilea nivel. Dacă sparg asta, unde ar trebui să vină cu oak, se duce... Nu o să mai arate ca lumea de la distanță, gen... O să arate oribil cu oak plus spruce. Așa că o să rămână spruce peste tot. Îmi pare rău, Blushman. Altă idee nu am. Voiam să pun până la urmă să fie asta, dar... I don't know, man. I don't know. Nu știu. I fucked up. It's ok. O să rămână cu spruce și dacă e prea mult spruce, poți să schimbi tu scena. Altceva nu, nu, chiar n-am nicio idee, nu pot să repar altfel. Pe aici eu zic că arată destul de bine așa cu spruce-ul ăsta și cu niște detalii de la trapdoor-uri. Am folosit o tonă de spruce, săracul Blue, să aibă nevoie de mai mult spruce să mai colecteze de acum că eu i-am ciordit tot. Mamă, și ce inventar am, leu și of. Acum trebuie să distrugem toată asta? Ok. Băieți, suntem într-o misiune foarte importantă. Trebuie să furăm niște leather. Da, cu siguranță domnul Domino nu o să-și mai facă nimic aici și o să avem nevoie așa de 3 tunici. Foarte bine, foarte bine. O să avem nevoie de 3 pantaloni. Super. Ok, și de 3 papuci, nu? Cam așa ceva. Pune-te 3. Da, hai că-s prost azi. 3, gata. Bam, super, super frumos. Lăsăm tot leather-ul la locul lui. O să înțelegeți imediat de ce avem nevoie de asta. Probabil deja v-ați dat seama unii. Cineva a omorât toate vacile, dar nu știu cine. Așa, și dacă ne oprim puțin... Bă, ce frumos arată catedrala asta. Bă, puf, bă, fă pereții ăștia odată să terminăm. Dacă venim aici, avem niște capete în plus, din câte mi-amintesc eu. Stai, cum? Bun. Avem niște capete în plus aici, unul de Phantom și unul de Salmon. Hai să luăm pe Salmon și pe Phantom. Și, bun, hai să mergem înapoi la Blushman. Să știți că eu nu știu să ajung la Blushman fără portal. Eu nu știu exact unde e băiatul ăsta. Să-mi bat piciorul, deci știu unde e. Mă rog, hai să mergem cu portalul și poate în episodul viitor, dacă o să mai fie episodul viitor din brațla haiducilor, poate da, poate nu, nu știu, depinde cum apare snapshot-ul, depinde cum apare pre-release-ul, poate facem episodul viitor, ultimul episod din brațla haiducilor, habar nu am, nu vreau să vă sperii, dar asta este, eu sper să vă mai uitați și la ultimul episod, sper, vezi că sunt 5 vizionări la ultimul episod. E bine, Colpire, e bine că ai speriat toți oamenii, nu se mai uită nimeni acum. Glumesc. Hai să mergem direct la Nenea Blue. După vreau să facem o trebuță. Trebuță? O treabă. Așa. În Nether. Adică să mă duc să iau foarte mult netherrack și să pun slaburi ca să pot să merg cu barca pe la tunelul nostru. O să vedeți voi imediat. Uitați cum arată acum. I-am făcut o mică scenă de teatru frumos. I-am pus acolo o căsuță, niște floricele, un drum, toate alea. Și ceva de genul arată. Bun. Acum, punem un Phantom Head. Ok. Punem un Squeepir Head. Și un Salmon. Îl punem acolo. Să stea. Și, aoleu, trebuie să dormim, băieți, trebuie să dormim. Noroc că mai am niște culori pe aici. Verde și maro. Să zicem că facem o armură verde total. Și o armură... Bine că n-ar trebui verde total dacă stau să mă gândesc. Uite, ăsta, de exemplu, chiar ar fi ca lumea să fie îmbrăcat ceva de genul ăsta. Phantom-ul ăsta, să zicem, da. Să aibă o bluză verde, papucii maro, bineînțeles, și pantalonii puteau să fie negri, nu? Cred că negru ar fi fost mai interesant. Hei, negru am, avem niște ink sack-uri aici, perfecto mundo. Putem să-i negrim așa mai ca lumea. Aha, să facem cu o tentă. Ba nu, sunt negri de tot. Ba nu, are o tentă de verde, dar trebuie să fiți foarte atenți. Chiar are o tentă de verde, cel puțin la mine se vede. Bun, și ăsta este domnul, nu știu, dați voi nume. Sau o să-i dea Blue nume. Trebuie să-i punem armură și lui. Păcat că nu putem să-i punem în diferite moduri, să-i mișcăm. Ar fi ca lumea să punem și niște armor standing-uri aici, să stea oamenii și să uite. Da, acum nu mai facem asta, nu cred că are rost. Hai să-i dăm pantalonii maro lui. Să-i facem
bluza neagră, perfect. Așa, și pe aici, pe jos, unde vedeți iarba asta, eu aș sfătui să schimbăm, totuși. Cred că ar fi o idee destul de bună. Văd un schelete care vrea să mă omoare. Ce ai, mă? Nu-ți place teatru? Tu ești cu cinema, mă? Bă, du-te, mă, la teatru, că e mai fain teatru. A, da, și aici este scara unde o să urce actorii și o să vină hello, everybody, hello! Și fac o scenă de teatru de aia faină. Și mai punem și acolo la nenea ăla și gata, am terminat. Și după vreau să pun copăcei prin spate și cred că asta ar fi sfatul meu cel mai bun pentru Blushman, este să... Dacă vrea să se simtă orașul ăsta puțin mai fain, gen mai plin și toate alea, să pună copaci, frate, să facă, să pună destul de mulți copaci, că e prea gol aici, nu are niciun copăcel și e ciudat așa să fie gol fără să aibă un copăcel sau un terraforming, o grădină, o treabă, tu știi cât de mult ocupă chestia asta, nu-ți mai trebuie așa multe construcții și o să arate mult mai fain. Bun, sper că se uită. Bă, frate, ce mă enervează Minecraft-ul ăsta, că nu poate să crească copaci exact cum vreau eu. Și au crescut o tonă de aia mici. Uite puțin ce oribil arată aia mici. Și aia mare arată așa frumos, așa ar trebui să fie și prin spate. Măcar vreo doi prin spate așa de mari. Și ar arăta mult mai bine chestia asta. Am încercat până și tâmpenia asta care mergea înainte. Acum nu știu dacă mai merge. Am consumat o tonă de bone meal și tot nu merge. O să încerc să plantez puțin mai mulți, că arată oribil aia mici. Adică sunt ok și aia mici, dar ne trebuie de aia mai mari, frate, ca să se simtă mai interesant. Dacă vă uitați pe Google, am văzut, gen, de obicei, teatrul ăsta, stilul ăsta de teatru, este făcut așa într-o pădure, nu neapărat. Dar am văzut eu o imagine foarte ca lumea și așa mi-a venit inspirația să fie. Gen, în spate să fie o pădure, acolo să fie teatru. Gen, în spate poate să mai stea actorii care așteaptă și toate alea și de aici stai și te uiți și e frumos o mică pădurice în spate. Nu știu, mie îmi place, arată superb. Bineînțeles că poate să vină Blushman și să mai facă niște chestii de genul acesta. Sau poate mai fac eu acum, dacă stau să mă gândesc, până aștept să se despauneze anumite chestii. Am încercat să luminez, am mai pus bone meal pe jos și toate alea. Gen, unde vedeți că... Stai. Unde este prea drept, cu frunzele prea drepte, se pot pune așa random, știi? Să pară cât mai cât mai natural, să zicem. Că Minecraft-ul ăsta crește așa blocky și e ciudat, e ciudat. Trebuie să fie mai natural. Ia pune-te acolo un bloc putut, așa, bine, gata, hai, gata, am terminat. Cam asta este ideea, așa ar trebui să fie făcut, știi? Cât mai... messy, să zicem. Hai să dormim, că după iarăși vin toți moștii și mă bat. Am vorbit puțin cu domnul Blue și o zis că ar prefera bărci. De ce ar prefera bărci? Pentru că sunt frunzele alea puțin mai verzi și arată mai bine. Asta ce-i drept, sunt cam spălăcite, sunt cam arse de soare, să zicem. O zis că aș putea să încerc aici să pun cu bărci, pur și simplu să schimb tulpina copacului. O să încercăm la un copac și restul o să îi punem din bărci, dar din păcate o să fie cam micuți, așa că nu știu cât de bine o să iasă, dar dacă așa merge treaba, hai să încercăm, să vedem totuși. Distrugem tot și punem cu bărci. Well, oameni buni, nu știu ce să zic, nu arată super rău, dar nu arată nici super extraordinar, mai ales cu copacii ăștia. Păi... De fapt, diferența asta de culori mi se pare destul de realistă și mi se pare destul de ok. Sunt unele locuri unde cred că am ratat să mai înlocuiesc bărciul cu oak, dar îmi place totuși că sunt doi copaci așa mai mare, unul în mijloc ar mai trebui de la mare înlocuit cu bărci și nu știu, mi se pare destul de interesant. Și sfatul meu, după cum am zis, ar fi să mai fie distribuite niște frunze random, să fie cât mai natural, la fel și la ăștia mai mici. Acum, da, într-adevăr, este o culoare mult mai perfectă, aș zice, pentru locul acesta. Eu i-am zis lui Blue că dacă mai are ceva de retușat, să retușeze, că eu nu mă supăr deloc, poate să facă liniștit. Dar, în mare parte, cam asta voiam să fac. Îmi place locușorul ăsta super, super tare. Trebuie să-mi strâng catrafuțele și să plec de aici. Pe aici poate să pună el niște, zic puțin... gravel sau coarse dirt sau ce-o vrea el ca să nu fie fix la fel. În orice caz, îmi place locușorul ăsta super, super tare și sper să îi placă și lui și vouă, sper să vă placă, oameni buni. Și vedem noi ce o să mai urmeze mai încolo. Bun! Cam atât am avut de spus pentru episodul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. N-am mai lucrat în
Nether, o să lucrăm în episodul viitor în Nether și vreau să fac și portalul de la spawn. Vreau să-l facem, să-l decorăm puțin mai frumos, să mai avem câteva lucruri de făcut și mai vedem noi ce mai urmează pe viitor. În orice caz, ăsta chiar arată bine. Bun, la revedere, oameni buni! Nu uitați să lăsați un like, apreciez. Thank you. Pa, pa!